Бунгасит приятель, сент Михай Степанов, кон видео здесь при сайту IB. Дичь прескуртат I... AIB. А сейчас вспомню. So EIB. Дичь сайту есть у Тацочской. European Кривочентр де инвестиций. European Investment Financial Center. Deci, prin ce este interesant acest site? Aici la înregistrare se dă 100 de dolari, pentru fiecare invitat încă 100 de dolari. Deci azi am făcut înregistrare și deja am 900 de dolari. Ce se poate face cu acești bani? Deci când se va termina ICO, deci ei vor avea moneta lor. Prin ce este interesant acest site? Căci ei au un portofel pentru criptomonete creat care... Deci, putem să-l folosim în... El e foarte mic ca cheile, dacă știți cum e. Ca un stick. Deci portofel rece încă îi spune, deci el nu se ține pe calculator. Prin asta e comun, deci. Și multe monete cunoscute acolo se va putea depăstra. Deci nu pe calculator sau în internet, de pildă ca să nu fie furate, dar se poate de dublat. De pildă de luat mai multe portofele, eu știu, dacă avem o sumă undeva mai serioasă, să păstrăm în careva SF-ul. Dar și SF-urile, știți, nu sunt chiar sigure. Deci o variantă de a păstra criptomonede. Deci, de cei 100 de dolari care primim, noi vom putea cumpăra monete ori să le folosim la taxe pe acest site. Posibil că să are în vedere că de cumpărat acel portofel, cine vă dori. Deci, deoarece site-ul este la companie europeană, deci eu vă recomand să faceți înregistrare, căci 100 de dolari se dau doar la primii 100 de mii. Eu nu știu cât s-au înregistrat. Când ne înregistrăm, aici nu este niciun număr, nici nu pot spune, până când se mai dă 100 de dolari la înregistrare. Dar nu-i de ajuns să faci înregistrare. Înregistrarea este destul de simplă. După ce faci înregistrare, acolo trebuie de scris nume, prenume, e-mail, parola, de primit captcha și vine un e-mail pe poșta care e sindicatul, pe care trebuie de apăsat ca să activați înregistrarea. După aceea, cum ați activat înregistrarea, intrând în cont, deodată trebuie de introdus datele. Deci acolo apare că trebuie introdus nume, prenume, telefonul. După ce ați introdus aceste date, vă apare deja linkul de referral, care îl puteți copia și cât mai mulți oameni invitați. Deci la înregistrare se dă 100 de dolari. Deci eu un cont am 900, deci la mine s-au mai unit încă 8 oameni. Unde văd în My Network. 8 oameni care s-au verificat. Deci vedeți, 2 oameni s-au înregistrat și nu s-au verificat. Deci este foarte important să vă verificați. Deci să verificați telefonul mobil. Dacă nu faceți acest lucru, nu primiți acei 100 de dolari. Unde se face acest lucru? Deci intrați în account, pe urmă, în direcția account. Deci account și pe urmă account. Și aici, uitați-vă, vă apare informație de la telefon, deci la telefon mobil o să apară un buton unde trebuie de apăsat de activi sau verifici ceva. Apăsați pe el și inițial uitați dacă e scris corect telefonul, că pe telefonul care l-ați indicat vine un SMS, un cod din 6 cifre. Îl introduceți, el mai jos apare un spațiu de introdus și în drept cu acest telefon introdus mai apăsați încă o dată pe un cuvânt, acolo nu mai ține ce este, nu-i buton acolo, pur și simplu este un cuvânt pe care trebuie apăsat, el e bufat așa. Și după ce ați făcut acest lucru, deci inițial la voi telefonul mobil este cu un cerc roșu tăiat. Dacă ați făcut atât corect, deci reînnoiți pagina și trebuie să apară bufat cu verde aici. Deci tot ce este
făcut corect, e cu verde. Ce e cu roșu, nu e făcut corect. Deci, dacă ați activat e-mail-ul, e cu verde. Deci, eu l-am verificat. Ați verificat mobilul, tot e corect. Ați introdus dublă apărare, tot e cu verde. Iar aici deja persoanele care se unesc. Vedeți, am 10 referali, de 32 nu s-au activat. Catare trebuie să am 1100. Nu așa este. Oamenii fac înregistrare și zboară minții prin buruiene, cum se spune. Este așa o vorbă. Deci nu s-a atenți până la capăt. Deci dacă ceva n-ai făcut corect, înseamnă că ceva trebuie să mai faci. Deci uitați-vă, dacă aici n-au apărut $100, înseamnă că n-ați făcut până la capăt verificarea telefonului mobil. Până nu faci acest lucru, nu apar aici $2. Și ce mai este și important? Portofelul. Deci deja când va fi posibil de lucrat și de scos. Deci monetele care le putem adăuga, scoate pe acel, să-i spunem noi, portofel rece. Deci el este pe site-ul principal când ieșim. Și atunci acest dolar vom putea ori cumpăra monete. Cum eu nu știu ce preț au ele. Trebuie de ieșit de pe site. Când intrăm pe site-ul principal, ca tare, când apăsăm pe link-ul de referal, de data apare forma de înregistrare. Deci mai sunt încă 10 zile până startează ICO, încă n-a startat să primești. Deci uitați cât el așa el arată, el vedeți foarte mic, ca un stick. Vedeți mână cum e el. În care se păstrează monetele. Deci uitați, așa el are formă. Are un copacel care o să-i scoate și se introduce în calculator. Plasăm monetele pe urmă. Ele se păstrează aici. Dar nu e asta principalul. Principalul acum a de făcut repede înregistrare. Ca să primim monete. Deci ce va scrie de 5.000 de monete? Posibil de $100 atâta vor fi monete. Iar apoi deja la bursă, unde, deci dolari curat nu ne dă nimeni voie să scoatem, da? Deci nu sunt așa site-uri unde, deci uitați-vă, este aici contractul. Deci intrați în, cum îi spune lui, în efir, portofel, de pildă. Și acolo se poate de aflat tot despre acest smart contract. Eu am mai arătat acest lucru în alte video, dar dacă ceva nu e clar, deci de ajuns să avem
indicația la portofel pe care ai făcut smart contractul. După aceea intrăm aici și dăm la căutare toate informații despre el. Și de ce este monedă? Deci vor fi treizeci de miliarde monede, de atât sunt decât 5.000 la înregistrare. Deja văd că s-au împărțit în 3, în 4. Deci e destul de serios după mine. Site-ul e deja singur hotărât. Vreți $100, dacă vreți mai mult și mai mult, invitați. Deci $100 pentru înregistrare. Nu faceți multe conturi, că o să fiți blocați. Deci un calculator, $100. Deci mai bine invitați, că foarte ușor se dă $100 până când se dă. Cam atât ce am vrut să spun, nu mai bine.